acum, dar cu destulă inconstanță. Suntem oscilanți în anumite perioade ale jocului și probabil că din cauza asta suferim de multe ori, dar au jucat bine, au foarte multe ocazii de gol. Mă rog, până la urmă, totul e bine când se termină cu bine. Puteam să rezolvăm mai repede jocul, iar am greșit la o lovitură liberă. Ce ni s-a întâmplat cu Vaslui, nu s-a întâmplat și în seara asta. Nu știu dacă nu, cumva băieții mi-au zis că a fost fault în atac. Nu comentez că nu am treabă cu arbitrajul. Da. E bine că mental au stat bine, au revenit, au jucat și au creat multe ocazii de gol. Cred că a fost un joc mai mult decât plăcut, care a atras și public în repriza a doua, mai ales de partea echipei. Îi felicit. Vreau să remarc ceva. Petrolul a devenit o echipă extrem de compactă și o echipă extrem de periculoasă din punct de vedere al modului în care joacă. Pentru că au și jucători de valoare, au avut achiziții bune, doi, au o organizare bună de joc. Vreau să-i felicit pentru cum s-au prezentat, ne-au pus multe probleme, deși probabil că diferența de scor ar fi trebuit să fie mai mare. Nu cred că a dominat Steaua în prima repriză. În mijlocul terenului, jucând cu tridentul ăsta Băurceanu, Bălan, Tatu, probabil că astăzi Tatu n-a mai fost într-o zi de inspirație și nici potență fizică mare, cum a avut până la aceste meciuri. Și acolo am suferit, pentru că, practic, ei au reușit să câștige mult mai multe mingi în zona centrală, dar, din fericire pentru noi, n-au reușit să le aducă în poziții clare în careul nostru. Au fost mingi infiltrate în zone laterale, mă rog, centrări, în care pozițional ne-am apărat bine. A doua repriză, am retras unul din mijlocaș mai mult, l-am băgat pe Rădus cu forțe proaspete, s-a schimbat echilibrul jocului în favoarea noastră. Și am avut foarte multe acțiuni pornite în zona centrală pe schimbarea de direcție și foarte multe apariții în zone laterale. Mi-am zis de acum 3 zile că vreau să fac o rotație de cadre, pentru că jucăm din 3 în 3 zile și eu trebuie să iau proaspăt pe toți. A apărut Nicolici, care 90 de minute n-a mai jucat, probabil că de la Ciucutuente sau ceva în genul ăsta, nu știu. Da? M-am gândit foarte mult la el, pentru că jucând împotriva unei echipe puternice am avut nevoie de un pivot. Tibi Bălan în zonă centrală, pentru că are fantezie și scoate mingea din grămadă, o răspundește destul de bine. Tatu a mizat foarte mult, dar asta nu înseamnă că nu va juca în continuare. Nu înțeleg reacția împotriva lui, pentru că e un jucător care a făcut foarte multe lucruri bune în ultima vreme. Și eu am vorbit cu ei și cu Geraldo. I-am zis, eu vorbesc cu toți jucătorii și zic, joci săptămâna viitoare. Mă face să spun lucruri pe care nu vreau să le spun, dar bine am explicat ca să știți care e treaba. Deci nu este din lipsă de... Ar fi stupid din partea mea să scol pe Tănase, care a marcat cu Rapidul în mod intenționat. Eu cred că am făcut-o într-un mod logic. Da, el pe mine acum 2 ani cu Ceahlău, când ne-a bătut cu Bulgări de zăpadă pe aici cu 3-1, nu m-a supărat destul. Dar n-are de ce să fie supărat. Eu cred că ei au încercat tot ce se putea face la Steaua. Și le-am zis băieților, voi creați o psihoză în jurul echipelor care vin aici să gândească câte goluri iau, nu dacă fac ceva. Și cu asta basta, cum era pe vremuri. Așa ar trebui să devină Steaua. Să nu am fost echipa repriza a doua după accidentarea lui Dumnezeu. Da, am revenit, o să mai vedem imagini. Rotația cadrelor. Da, rotația. A explicat logic, după părerea mea, Mihai Stoichiță. O să mai vedem imagini cu Fiesta Realului de astăzi, o fiestă bine meritată pentru o formație, repet, plină de mari campioni, de la Cristiano Ronaldo până la Mourinho. Iată imagini, Casillas, nu? Care pune steagul Realului pe cine? Zeița
Sibeles, nu, cred că? Da. Că dacă e piața Sibeles, mă gândesc că e zeița Sibeles, nu? Ce e Cristi? Că am înțeles că ai aflat. Da, de ce arăta 10 cu mâinile Casillas? Mi-a trimis colegul nostru Andrei de la Cancan, Andrei Trifan, și ne-a explicat, apropo de 10 litri.